Salut, trăgătorul, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din sala noastră de minigame-uri, bineînțeles, tot pe play.minecraft.ro. Și înainte să începem, frăților, v-aș juca pe toți unita să apăsați și voi butonul de like dacă susțineți seria și dacă vreți cât mai multe clipuri acelea și la noi pe serverul non-premium. Băi, frăților, de această dată ne vom juca ceva 1 vs 1. După cum știți, am mai avut o serie de 1 vs 1 și m-am gândit, bă frate, decât să avem o serie separată de 1 vs 1 și o serie de minigame-uri care, până la urmă, acel 1 vs 1 este tot un minigame, am zis, hai să introducem, practic, 1 vs 1 și în această serie, bineînțeles, tot aici la noi pe server. Și acum voi veți spune, bă, Zandrei, da, și Block Party este tot un minigame, adică ar putea fi introdus și el în această serie. Da, știți foarte bine că la Block Party facem o chestie mai specială, adică nu pur și simplu ne jucăm, ci vorbim despre anumite subiecte, știi? Așa că prefer seria de Block Party să rămână așa cum este, dar seria de 1 vs 1, practic, să se transforme în minigames. Da, bun, serverul v-am zis, ne aflăm aici la noi pe server, hai să dăm un random join, să mă bagi acolo cu cineva în arena și văd că deja ne bagă, bă, nene, bă. Vă aștept și pe voi pe server. play.minecraft.ro, scrie și în descriere în caz că no, vreți să copiați direct la secțiunea de 1 vs 1 suntem acum și după cum am spus, în curând o să adăugăm arene noi, ce-mi dă tipul ăsta, sper să nu mă arunce lavă. Bă, ce dă el în mine? Aha, mort. Da, bun, zis Andreea, câștiga cu 4 viață. N-am închis chat-ul de tot, chit că totuși e foarte mare spam și acum, sincer să fiu, deci chiar e foarte mare spam în ceea din punctul meu de vedere pentru 30 de jucători online cât sunt aici. Secțiunea de 1 vs 1 a serverului nu este foarte jucată, nu înțeleg de ce. Nu știu, probabil lumea nu prea face 1 vs 1. Cred. În orice caz, momentan avem 24 de arene, un meci durează maxim, nu știu, 3 minute, nu 2 minute, maxim. De fapt 3 minute, că sunt 3 arene. Gen, dacă tu câștigi primele 2 arene, durează doar 2 minute, în fine, 3 minute maxim. Deci maxim atâta. Și sunt 24 de arene, sunt mape diferite, dar o să mai adăugăm și alte mape pe aceste arene pentru că se repetă, adică sunt vreo 5 mape la 24 de arene, știi, sau 6 mape la 24 de arene, în fine, ceva de genul. Dar bun, în ce arena sunt? Arena 13, stai așa să dăm leave, să dăm iarăși join. Nu, vreau să mă pună pe primul, uite aici, nu nici aici. Ideea e că sign-ul ăsta cu random join te pune într-o arenă unde deja sunt player, nu te pune practic într-o arenă goală. Atunci să facem noi o șmechere, că oricum o să intre cineva, nu uite, dăm pe arena 18. Hai mă! A, bun, vezi? Și vin toți băieții care mă găsesc aici pe server și care mă urmăresc. Vin acolo pe semnul, la semnul pe care l-a pus eu și dau și ei click și mă bagă cu ei în arenă, bă, nene, bă. No, hai bă, Optitron. Sau ce nume ai. Oba. Ce dă el cu arcul, mă? Oh, i-am prins două hituri, combo, wombo. Mamă, l-am omorât, l-am omorât. 5 viață. Deci după cum am zis, nu am închis chat-ul deloc. Ci pur și simplu am dat scale-ul pe 50% ca să vedem noi despre ce e vorba. Adică aici e foarte important să vezi dacă ai câștigat runda și cu câtă viață, că na, ești tu curios, vezi. Bă, frate, cât am dat eu ăsta, de ce dragi de-a mea să am murit? Câtă viață mai avea, știi? Pe mine chiar mă ajută chestiile astea. Și l-am bătut cu 2 viață chiar. Și am un stack și 2 stele. Asta înseamnă că a câștigat 66 de meciuri. Avem și 1 vs 1 points. Dacă nu mă înșel, 1 vs 1 points. Parcă și era comanda. 1 vs 1 points total. Nu prea merg bine punctele astea, nu, uite, zice că ci că am 0 puncte totale. Asta înseamnă orică am pierdut foarte multe meciuri, orică nu merge bine. În fine, arena 16, hamă, deja se intră, oricum, chiar e foarte fain. Foarte fain această luptă, această luptă, auzi, doamne. Foarte fain această secțiune, pentru că, nu știu, frate, poți faci tu 1 vs 1 aici ca un om normal. Mă gândesc să adaug și fire charge, de asemenea. Dar nu mai am fire charge. Asta înseamnă o utilizare de... cred că m-am bătut. Deci, da, eu l-am bătut. Asta înseamnă o utilizare de flint and steel, practic. Un foc pe care îl pui pe jos. Deci, știi, nu vreau să dau flint and steel să folosească lumea de o grămadă de ori. Pentru că, pana mea, așa umpli toată arena de foc și gata. E rezolvat treaba. Bă, dar cum dă asta în mine? Am căzut în lavă. Dar nu ard. Haha. I can't burn, bitch. What the fuck? Am murit. Ok. What the fuck? Bun, de ce ard în continuare? Ha! Tipul de a încerca să dea cu arcul în mine, ești nebun? L-am bătut pe băiat! Da bun, este bun, zăda Andrei, nu bun, arena 13. Să-ți vadă lumea cum sar aici. Nu, și v-am zis, o să încep să filmez cât de alte minigame-uri, nu o să se mai repete așa des, așa cum o făceam înainte, că știți, înainte filmam foarte mult de Bridges, foarte mult de Lab,
foarte mult arcade-uri, știi, chestii de genul. Și, what the fuck, ce... Să uita tipul ăsta în sus. Și de acum vreau să mai diversificăm așa minigame-urile, știi, să-mi mai jucăm mai editate. Și mai aveam unul viață. Și tipul ăla nu știu ce făcea, pur și simplu încerca să dea cu arcul în mine. Deci dacă tipul ăla scotea sabia și îmi băga sabia în piept, mă omoră. Nu, bine, oricum te omoară dacă îți bagă sabia în piept. Nimă, hai, șmecher. L-am nimerit, l-am nimerit, nu pot să cred că l-am nimerit. Ha, măi, șmeche. Nu mai am săgeți, fac. Am încoa. Rainbow Beach. Nici nu mănânc, bă, frate, nici nu mănânc. Mori. Aie, mă. I am so fucking pro, guys, so fucking pro. Ne mai gândim de asemenea să mai schimbăm și lobby-ul ăsta de la minigames. Hai la Arena 15. Bine, nu e foarte vechi acest lobby. Da, na, există mereu loc de mai bine. Mereu o să avansăm, mereu o să îmbunătățim serverul. Eu vreau să aduc serverul ăsta la un rang mult mai înalt decât este acum. Și nu neapărat pe planul României, știi, pe plan de țară. Nu, frate, eu vreau așa, pe plan global. Știi, ce contează că el e în română? Din punctul meu de vedere, ce? Joacă o grămadă de arăbeți pe server și serverul în română. Adică nu înțeleg nimic din mesaje sau toate cele și o ard acum. Mă omoră focul, ești nebun. Mai avea 10 viață? Ce m-a bătut ăsta? De bun. Cică găgăză, Andrei. Bă, băiatul. Bă, băiatule. Hai să jucăm serios, da? Hai să jucăm serios. Dacă ne bate, tot respectul. Hai, mă. Hai, el chiar crede că o să mirosesc săgețele de la distanța asta. Opa. Bă, ce dă în mine când mă prinde așa? Să mor eu. L-am ratat. L-am bătut. 10 viață. Mamă, ăsta-i meciul decisiv. No, păi vezi, dacă mă bag serios să dau și-o cu arcul așa cum faci tu. No, ce faci? Hai zi, what can you do, my friend? E bun. Nu! Nu! L-am nimerit eu, what the fuck, și eram în strigul ăla. Nu! Ce cu leg spike-ul ăsta? A fost un leg spike. Da, ce leg spike jegos! Doamne, voi vedeți de ce am murit? Din cauza aia și pentru că... Nu! Am câștigat cu unul viață! Ce ardeam eu în focul ăla, ești nebun? What the fuck? Deci ardeam în focul ăla și l-am bătut cu unul viață. Deci dacă mai dura o secundă sau două, muream și pierdeam meciul. Dar bun, what the fuck? S-au pus toți aici și măcar n-am dat click dreapta pe semn și toți au dat click, știi? Și n-am băgat aici. Ok, Arena 14, dacă nu mă înșel. Ia să vedem cu cine avem ocazia de a juca. Cred că e harta nouă, nu cred că am jucat pe asta. Ceva cu gheață pe acel șan. Bun, Jared Force. Ha, mă, să te vedem. Ha, mă. Opa. Aaaa! Opa. Nihai. Fuge tipul. Ha, mă, încoace. Băi. Nu, nu pot să cred. Deci ce bulan? L-am bătut. Bă, dar ce mă enervează când mă împing ăștia, mă împing ăștia fix în cap, băi, mă, frate. Nu știu, mi se pare așa, foarte de... Bă, da, mai dai multe săgeți. Opa, ai căzut și tu acolo. Ce faci, mă, friend? Nihai. What? Îi dau la joale, fii antenă. Nu merge. Opa. Bă, ești nebun. Uite aici vine. Deci fii antenă, mă bag aici și dau în el. Nu merge. Nu merge. Ce caterincă. Mă, am blocat și eu. Ce caterincă. Bă. Doamne. Deci mi se pare așa de funny. Cică, ce faci? Ce ți se pare că fac? E bun, hai. Băi! A băgat mi-aș... M-a băgat iar în cap, băi, bă, ăsta, nu pot să cred. Nu, oricum, el nu mai are cum să scape de acolo, dar uite, mă împinge cu chestia aia. El vrea să facem tai sau care-i treaba? Oba. Aolo. Oba. L-am bătut! Doamne, ce arenă la Caterinca să mor eu. Arena 5, o bun, deci până acum nu ne-a bătut nimeni în niciun meci. Sper ca în toate episoadele de 1 vs 1 să nu ne bată nimeni, să fim lideri arenei. Da, bine, știți foarte bine că nu joc serios. Aș ca serios, uite, meciul ăla de m-a bătut el prima oară de m-a distrus. Și aș ca serios după, știi, ca să-i arăt că, bă, frate, dacă dai cu arc, uite ce se întâmplă.
What the fuck, cum dă tipul ăsta, mă? Guys, eu cred că e ceva suspect la el. Sau doar mi se pare, băi, ați văzut cum dădea? Fugea și dădea să uita în sus, adică, nu, n-o stres, frate. Opa, l-am nimerit? L-am nimerit pe fraier. L-am nimerit iar pe fraier. L-am nimerit iar pe fraier, what? L-am nimerit iar. Are anti-knockback. Nu, no, uitați-vă la el, uitați-vă la el. Ce anti-knockback are? Cum îl cheamă? Stai așa, văd, chat setting. Zandrei l-a bătut pe Banjo. Așa, anti-knockback. Vezi? Am scris anti... Deci, what the fuck? Am scris anti-knock liniuță back și trebuia să scriu anti-liniuță knockback. Doamne, Zandrei. Ești un maestru, Zandrei. Cu cine faci română, Zandrei? De fapt, nu e român anti-knockback, what the fuck? Arena 1, deci fac logic. No, bun, Arena 1. Cred că este ultima arenă pe care vom juca în acest clip. Băi, fraților, pentru mine încă nu v-am pregătit nimic. Clipul ăsta e filmat de joi seară, ca să știți și voi, de joi seară am pregătit toate clipurile pentru că sunt plecat la Dreamhack, știți și voi, și am pregătit dinainte clipuri ca să aveți și voi la ce să vă uitați, bă, nene, că sunt mulți care nu vin la Dreamhack și o să stea acasă, probabil, nu știu, majoritatea, și poate vreți să vă uitați la clipuri și cum alții nu v-au pregătit, eu v-am pregătit, bă, nene, bă, să vă uitați, bă. De fapt, dacă vă uitați acest clip, sigur vă uitați, what the fuck. Aia, mă, hai, sub el, aia, mă, ai, forță! Na, bă, fraților, cam ăsta a fost clipul, nu uitați să apăsați butonul de like, vă aștept și pe voi pe server și ne auzim data viitoare. Ciao!